Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Cătălin Botezatu a oferit detalii despre relația pe care o are cu tatăl său, Constantin, și a mărturisit motivul pentru care nu își mai vorbesc. Cătălin Botezatu a fost crescut de mama lui, asta după ce părinții săi au divorțat, iar tatăl său și-a refăcut viața. Celebrul designer a mărturisit ce l-a deranjat pe tatăl său de nu și-au mai vorbit de atâta timp. Cătălin Botezatu a mărturisit că a fost deranjat atunci când tatăl său l-a strigat pe numele fratelui său Vitreg și a mărturisit acest lucru. De atunci, tatăl său nu a mai vorbit cu el, iar Cătălin susține că nu i-a răspuns la telefon atunci când l-a sunat de ziua lui. Dacă i-am greșit tatălui cu ceva, îl rog să mă ierte. Nu a fost intenționat, el a hotărât să fie așa dintr-o prostie, a decis să nu mai vorbim, de un an e așa. Pentru că atunci când crești un copil și îmi zici Alexandru, copilul soției lui Constantin, e dureros, i-am zis, tată, eu sunt Cătălin, mă macină acest subiect. L-am sunat și de ziua lui anul acesta. Dar nu mi-a răspuns, a mărturisit Cătălin Botezatu. Cătălin Botezatu a mărturisit că tatăl său este o fire puternică, dar și vulcanică și recunoaște că seamănă destul de mult cu el. Creatorul de modă susține că este o persoană mai rece și că nu i-a spus niciodată cât de mult mă ține la el, însă îl apreciază foarte mult pentru toate lucrurile pe care le-a învățat de la el de-a lungul timpului. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.